L-ați recunoscut, desigur, pe maestrul emerit al sportului, Marcel Roșca. Nu-i vom solicita, firește, părerea în privința muzicii ușoare, deoarece ne aflăm pe poligon. Îl vom întreba despre activitatea secției de tir. La întrebarea dumneavoastră o să răspund cu o laudă. Laudă adusă activității secției de tir pe anul 1971. Deținem 3 medalii de argint și 3 de bronz, precum și un loc 4-6 la campionatele europene din 71. 11 titluri la campionatele balcanice și 3 recorduri la aceeași probă. Ne mai vorbim de cele 28 de titluri la campionatele naționale de seniori și juniori. Chiar în această zi, colegii mei de club iau parte la campionatele europene de arme cu aer comprimat. Dan Iuga, campionul de acest an la pistol cu aer comprimat, Anișoara Matei, campioană la fete la aer comprimat, echipa de fete la senioare, precum și cei doi componenți ai echipei de arme, Marin Ferecatu și Eugen Satal. Însă principalul nostru obiectiv în acest an îl constituie Jocurile Olimpice de la München. Acest scop noi ne pregătim foarte serios, sub îndrumarea antrenorului emerit Ștefan Petrescu, care este și antrenorul clubului și antrenor la echipa olimpică de tir, de pistol viteză, echipă din care fac parte colegii mei Iuga, Tripșa și Atanasiu.